Salut și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal. Știu că de fapt am postat, doar că n-am mai vorbit. Am făcut videoclipuri pe aplicația VideoMaker. Dar acum m-am gândit, aici mi-am pus balamale. M-am gândit să mai fac puțin cu porumbei videoclipuri și să vorbesc. După cum ați văzut în videoclipurile trecute, i-am și eliberat. Priviți aici. Aici este perechea de curcani. Aici sunt restul de vejo. Da, dacă vedeți, sunt mai puțini, pentru că am pierdut 3. Unul o să-l recuperez, pentru că am vorbit cu omul care mi l-a dat și este la el. Ceilalți doi, nici nu o să mă mai duc pe ei. I-am de la un om departe. Da, acesta de aici este puiul de anul acesta. Un pui foarte frumos, voiajor. Tatăl lui este acela de acolo. Aceștia doi sunt părinții lui. Foarte frumoși, la fel și puiul. Am primit un comentariu în care scria să mai fac videoclipuri cu porumbei și să vorbesc. Eu respect ce scrieți voi în comentarii și asta fac. După cum vedeți și aici. Nu știu ce să vă mai spun, noutăți nu mai am, doar că o să mai aduc foarte mulți porumbei. Adică nu foarte mulți, că nici nu vreau să-mi aduc foarte mulți. Vreau 5-6 acolo să văd. Adică să fac, măcar pentru la primăvară, să am 7-8 perechi, 9 de, pentru matcă. Deci o să las doar pentru matcă și matca va fi acolo în spate, în cușca aceea, iar puii vor sta aici și vor fi eliberați. Acum o să mergem și în spate. Da, am ajuns aici. Aici este cușca pe care am avut toată vara. După cum vedeți, am modificat boxele. Aici mai am. La fiecare box am făcut cum ar veni cât e o șezătoare. Priviți asta, aia, aia și asta. Aici e asta, asta, asta și cealaltă. Aici mai trebuie să fac portiță. Scândurelele acestea se dau așa. Și acolo vor intra porumbei. Știu că eu am avut porumbei desperțiți și iar acum i-am băgat la un loc, dar în ultimele două luni din până când îi voi împerechea, îi voi separa. Nu știu unde, dar trebuie neapărat, dacă vreau să încep un an foarte bine. Sper că într-o zi să fac un videoclip documentar despre porumbei. Nu știu sigur. Dar cam atât a fost cu acest video. Nu uita de susținere, adică like și abonare. Și vă mulțumesc pentru suma de 37 de abonați.
Acesta am fost eu, Cristian, pa, pa!